Cris, ce faci? Bună dimineața! Bună dimineața, mult! Foarte bine îmi fac. Tu cum ești? Ți-am zis, sunt puțin, nu știu de ce, mă simt puțin obosit. Parcă am dormit mai puțin așa, dar de fapt am dormit mai mult în comparație cu ultimele nopți. Probabil asta este problema. Dar în mare așa sunt foarte bine. Am primit un cadru cu voi destul de interesant ieri din Camera Roșie. Ați avut un moment în care v-ați ținut de mână, vă mângâiați pe mână. La un moment dat am vorbit dacă vrei să dansăm, nu știu, și după cumva, nu știu, s-a simțit ea emoționat, s-a zis ceva de genul. Dar simțiți că avansează lucrurile între voi? Mă, sincer, mă simt bine. M-am simțit bine și ieri cu ea și alaltă. Chiar m-am simțit foarte bine preajma ei, sincer. Acum, fără fel, dar ți-ai schimbat prima părere. E reciproc. Tu prima dată când ai văzut-o pe Chris, ai spus că este ok, este o femeie ok, pentru că na, venise pentru Anthony, n-ai putut tu să-ți exprimi punctul de vedere. Dar acum că interacționezi cu ea, ți se pare că a mai crescut în ochii tăi, cumva. De la început am spus că este o fată foarte frumoasă. Și este o fată frumoasă, dar nu-i cunoșteam absolut deloc comportamentul. Chiar absolut deloc. Și nu știu, poate... Deci acum nu mai e ok, e foarte frumoasă. Și din punct de vedere al caracterului... Aia, hai să o luăm și ca pe o contră, măi, să zic așa. Având în vedere că și ea mi-a spus e ok, i-am zis și eu ei că este ok. A, okay. Înțelegi? Orgoliu de bărbat. La un moment dat ai spus că Chris e prea liniștită pentru tine. Aoleu. Cine o zis aia? Moldo. Nu cred. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa. Ești ok? Moldo, nebunul. La un moment dat vorbeam cu Robi și m-a întrebat săptămâna trecută ce părere ai despre Chris. Și am zis, băi, mi se pare cam prea liniștită. Acum ți se mai pare. Dar a fost ca o glumă, bineînțeles. Oricum se vede că este foarte liniștită și mă repet. Am realizat că treaba asta o iau ca pe o calitate. Înainte când mi se spunea și mie ești prea liniștit, ești prea liniștit, nu știu de ce o luam ca pe ceva negativ. De când de fapt este, zic eu, ceva pozitiv. Vă potriviți un pic că și aport un pic deranjată când ai zis tu că e prea liniștit. Păi da, asta, asta da, am spus da, da, da. Tu ce părere ai, Chris, de treaba asta? Că sunteți doi liniștiți. Dar eu nu sunt așa liniștită, i-am zis și lui. Eu sunt liniștită exact doar în discuții. Adică cum ne permite? Sunt calmă, pot să stau, să rămân calmă pe, de-a lungul unei discuții, dar... Da, ea în afară nu e chiar. Nu sunt chiar așa liniștită. Așa a zis și Moldo, fix aceleași cuvinte. Asta i-am spus și eu ei. Chiar așa e. Asta ți-am spus și eu ție, exact. Știu, știu ce zici, te înțeleg, stai liniștită. Fii liniștit așa cum ești, că mie îmi place așa, sincer. Oare Chris, vreau să te întreb eu ceva. Da, Robi, zi. Ia stai puțin, am auzit pe aici prin casă, nu mai știu de la cine exact, că, nu știu, trecerea asta a ta a fost cam bruscă la Moldo, la modul... Nu prea ne-am dat seama când ai început tu să-l plași pe Moldo și... Eu am zis încă de la început că Moldo este un băiat ok și în casa fetelor am zis după că e un băiat cu bun simț, mi se pare un băiat inteligent și pur și simplu a fost ceva spontan, nu a fost... Totul a început nimic. Când a, știi când? Dar... Țin minte când a zis Sebastian la un moment dat, a zis la mișto că dacă Moldo ție îți place de... Da, dar eu mi-aduc aminte că la început am întrebat-o pe Chris dacă în afară de Anthony ar mai fi vreun alt băiat cu care ea și-ar dori să interacționeze sau să păi aibă nu, că intrase pentru Anthony. Intrasem în casă pentru Anthony, eram focusată pe Anthony. Nu puteam să mă uit la altcineva, adică nu m-a interesat. Cumva e normal. Nu m-a interesat să mă uit la Moldo, să văd cum se comportă, nu m-a interesat să mă uit la nimeni. Bine, asta e foarte bine, cunoști mai întâi un om, vezi dacă merge exact, sau nu și după vezi cu cine te-ai potrivit, nu zici cinci variante. În momentul de față nu vedeam pe nimeni. Cumva ai vrut să da, în momentul ăla. Cumva ai vrut să oferi exclusivitate. Și asta, da, clar. Mare greșeală. Da. Depinde cu ei. Depinde, exact, depinde cu ei. Moldo, ce-ți place cel mai mult la Chris din ce ai cunoscut-o până acum? Că e liniștită și, în afară de asta, e frumoasă și... Asta îmi place, Giulia, că este liniștită. A, cu semnul exclamării. E liniștea sufletului da. Lui. Înaintea furtunii. Asta îmi place cel mai mult. Văd că e o fată cu bun simț, nu știu. Se vede că e respectoasă. Zâmbește foarte frumos. Gagea, te mai întrebăm o dată ție. Ce-ți place, frate, la Virginia? Tot. N-am nimic să nu-mi placă. Hai, detaliază puțin așa. Nu am câteva calități. Am, le-am mai spus, nu vreau să par disperat. Prea frumos le spui. Nu vreau să par disperat. Ah. Zici? Prea târziu. Deodora, ce faci? Cum ești? Eu sunt foarte bine, Patrick, mulțumesc. Încep ușor, ușor așa să mai îmi revin puțin. Am o stare mai bună. Dar ieri, pe sfârșitul conexiunii, chiar erai cam trist așa. Păi eram, dar am ajuns acasă, am dormit, m-am odihnit.
mai mult un pic și sunt mai bine azi. Te așteptai să nu te cheme Robin Camera Roșie. De ce trebuie să pui întrebările astea? Voi ce faceți? Da, mă așteptam. Ai vorbit deloc, ori de ciudă. Păi de ce, cine ți-a zis să zici ceva? Robin, asta aveam eu pe limbă, mi-ai luat fața, n-am apucat să-mi... A, bine, hai, Patrick. Ai fost deranjată că nu te-a chemat Robin la Camera Roșie? Să-i răspund Julie mai întâi. Nu, a spus că mă așteptam să nu mă cheme. Da, mă așteptam să nu mă cheme. Nu, nu m-a deranjat, este strict alegerea lui. Ce? E tocmai pe Virginia? Nu, că mă așteptam. Eu am și spus la masă că oscilez între Virginia sau... Am mai zis cineva? Alexandra. Sau Alexandra. Julia, Teodora. Dai-mă un pic. Teodora, ieri în urma subiectului cu chemat în Camera Roșie și așa, păreai foarte afectată. Ai văzut, practic, nechemându-te în Camera Roșie, Robi chiar se distanțează de tine și ai făcut niște afirmații pe care nu le-ai mai făcut. Ce? Că am spus că mă deranjează, că am ajuns să... Că te deranjează, că nu contează. Robi se distanțează de Teodora, dar nu că se apropie de mine, să nu... Că nu, vreau, n-am precizat ceva. Asta, dar... Nu îți răspundeam ție, am făcut o paranteză. Mulțumesc frumos. Era pentru tine. Hai, Antoni. Hai, Antoni, zi, Robi, Antoni, cineva. Zi tu, Robi. Eu, Robi. Nu țin... Cine a băgat în seamă, nu știu. De fapt, nu că nu țin. Nu vreau să o supăr pe Teo în niciun fel. De asta am și chemat-o pe Teodora, pentru că știe că nu... Ai chemat-o pe Virginia. Pe... Tot Teodora e. Of, tot cu Teodora o ai. Nu vreau să o supăr pe Teodora. De asta, de asta am chemat-o pe Virginia, pentru că știam că Teodora nu o să intre la nicio bănuială. Cum am mai spus, nu vreau să mă apropii de nicio fată. Acum nu simt nevoia să vorbesc cu nimeni. În dacă v-aș zice eu câte zice Robi afară, au, au, au. Zi, Patrick, că ar putea... Nu cred că ar fi trebuit să o supere pe Teodora niciun fel. Pentru că păi nu m-a supărat, Robi. A fost o discuție mai mult decât prietenească, sincer. Nu m-a supărat. Nu vreau să mai pun nici un fel de presiune păi, pe tine. Nu, dar eu am și spus ieri că probabil asta se referea, Antoni, că am făcut niște afirmații pe care probabil pe care eu nu le-am mai făcut până acum aici, că nu știu dacă la asta te referi, Antoni, că i-am spus ieri doamnei Andreea că mă deranjează că nici măcar nu ne mai băgăm în seamă, sau la ce te referi? Și asta și-a început să explici oarecum că vezi că chit că, nu știu, zic ceva prin intenții, ți arăt altceva, adică acum chiar ai verbalizat că prin intenții îi dai de înțeles ceva. Bun, acum nu ai spus treaba asta și mai multe, dar astea principalele. Eu, da, mie nu-mi trebuiesc intenții, sincer vorbesc. Nu știu. Nu pot să zic că pun mare, mare preț pe vorbe, dar atâta timp cât tu ești categorică de fiecare dată când ești întrebată, nu știu, mi se pare, pe mine cel puțin, nu știu dacă pe altcineva ar deranja, dar pe mine mă deranjează, așa că nu... Robi, nu văd niciun... Ți-ai dori ca Teodora să te cheme în Camera ei roșie? Nu am nici o... Nu știu, nu... Pretenție. N-am pretenție. Nu, dar nu de aia, dacă îți dorești tu, pur și simplu, dacă îți dorești... Nu. Nu? Nu. Bine. Julia? Da. Poți să te întreb ceva? Da. Ce părere ai că Robi nu mai interacționează cu... Nu mai vrea să interacționeze cu Teodora? Te simți mai bine? Te face să te simți mai bine? Cât te-ai gândit? Acum știu că... Știm că tu la fiecare zi spui că nu-l mai vrei, dar de fapt... E în delir, am fost ieri pe la el, era Julia pe mese, pe acolo, juca ora, e în delir. Nu, dar vreau să-ți ascult părerea. Dagea, o să-ți răspund, uite, Teodora stă cu mine în cameră și să știi că de când ei doi au pus top la interacțiune, chiar plâng în fiecare seară. Păi nu, trebuia să bucur. De fericire. Da, am înțeles. Plâng în fiecare seară de fericire. Se aude până la noi. Teodora, ți-a adus de șervețele măcar. La 12 noaptea când ești pe terasă, se aude și la noi la hotel cum plânge. Exact. Cum n-auzi. Dau party-uri în fiecare seară. Deci Teodora efectiv nu poate să doarmă din cauza mea și a fericirii mele. Dar măcar ți-a aduce șervețele. Da, mă mai ajută câteodată. Da, da, da. Și mulțumesc pe această cale. Bravo, Teodora, ai un suflet mare. A făcut și febră, săraca Teodora, la picioare de la atâta. Teodora, ai un suflet mare și știu, Gagea, știu, chiar am. Da. Julia, Julia, dar ce te ataci singură, Doamne, în loc Julia, să spus adevărul. Da. Stai așa un pic. Julia, dar tu n-ai scris la nimeni scrisoare? Nu. De ce? Nu a vrut. De ce? La cui să-i scriu? Mie. Și ce să zic, frate? Și am vrut să punem un băiat de două ori pe foaie ca să participăm toate, dar n-a zis că nu. Bianca, Doamne. Julia, tu am observat că nu prea vrei să joci.
chestii jocuri pe aici prin casă, da. Depinde ce fel de jocuri. Niciun joc. N-ai jucat niciun joc. Pe tine n-ai jucat niciun joc. Jocul cu baloane, de exemplu, pentru mine nu era ok. Jocul pe care l-am avut data trecută, ultimul joculeț pe care l-am avut, sincer, eu l-aș fi făcut, dar nu puteam. Am extras fix cel mai nașpa să-i dau din gura mea jeleul lui Anthony. Nu aveam cum să fac asta. Dacă era Robin, nu știu care dintre noi l-ar fi făcut. Adică fix cel mai nașpa? Dacă era Robin... Păi, cel mai nașpa ca și filețel, ca și joculeț. Nu că tu m-ai extras pe mine, nu eu pe tine. Și ulterior ai extras jocul. Și... nu știu cine l-ar fi făcut sincer. Ia uite ce întreabă Gagea. Dacă era Robi cu gelafaga. Nu, Gagea, eu te înțeleg că ai rămas blocat la Robi și vrei să sublinezi foarte... anumite lucruri, dar că nu mai este cazul. Dar nu, că eu cred că foarte curios. Ești foarte curios de... de dacă... Eu pot să... Doamne, Giulia, dar de ce mine? Nu putem să ne înțelegem? Eu pot să-ți spun nu până poimâine, că atât tu, cât și restul băieților, cât și tot publicul de acasă și toată lumea o să spună că de fapt este da. Așa da, că pentru că asta simt noi din partea ta.